Discutăm în continuare cu președintele SEDLEX, Vasile Marica. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru această intervenție telefonică. Bună dimineața. Concret, care sunt nemulțumirile angajaților? Despre ce tăieri salariale ar fi vorba? Pe medie 700 de lei. Media salarială este, mediul net este 3500 de lei. Un salariu, un debutat intră cu 2400 de lei în sistem și maximul de salarizare pentru cel mai care are peste 35 de ani în sistem este 5500 de lei. La care se adaugă toate măsurile care vrea să le ia guvernul referitoare la venituri, ceea ce pentru colegii noștri înseamnă ceva, 700 de lei înseamnă niște bănuți care le sunt necesare. În altă ordine de idee, este și o criză profundă a sistemului în sistem, datorită faptului că nu suntem respectați și nu este apreciată munca celor care fac în finanțe. Toți politicienii aruncă pe noi necolectarea, toți politicienii ne critică, chiar și presa câteodată, fără să știe realitatea. Și asta datorită faptului că este un pic de lașitate vis-a-vis de acest subiect. Administrarea banului public se face în baza legilor care le face Parlamentul și toți ceilalți. Nerespectarea, cum să vă zic eu, oamenilor ăștia care încearcă să pună în practică ceea ce fac legiuitorii, nu înseamnă că eu am toată vina pentru necolectarea veniturilor. Noi asta putem să facem la ora actuală, pe ce lege ne-a dat, pe ce noi ne plătim consumabilele, noi ne plătim deplasările la agenții economici de foarte multe ori, pentru că ne se decontează foarte târziu, nu avem sedii, nu avem digitalizare, lucrăm empiric. Lucrurile astea au crescut în nemulțumire în rândul colegilor noștri și la ora actuală este o stare foarte grea din punctul meu de vedere de gestionat, pentru că ne-au pierdut încrederea atât, oamenii și-au pierdut încrederea atât în politicieni, cât și în noi, pentru că politicienii ne-au mințit și pe noi, liderii de sindicat. Ceva mai devreme, ministrul finanțelor a ieșit la declarații. Cum găsiți declarațiile, angajamentele, încercările promise de Marcel Boloș? La ora 13 o să avem o întâlnire cu domnul ministru și sperăm ca în funcție de discuțiile astea să avem o discuție și cu colegii noștri. Clar că angajamentele trebuie respectate, că altfel iar ne decredibilizăm, iar familia ocupațională pentru finanțe și egalizarea salariilor în plată la ora actuală în așa fel încât colegii noștri să nu aibă salarii diferite la nivel național pentru aceeași activitate sau chiar colegi de birou au salarii diferite pentru aceeași activitate și cu aceeași vechime în muncă, nu este cel mai plăcut lucru, de aceea credem că trebuie rezolvată situația asta în primul rând și cu familia ocupațională în legea salarizării. Ulterior vedem și păstrarea locurilor de muncă. Noi din 2016 nu am mai făcut angajări. Am fost grijulii cu tot ce înseamnă angajare în sistemul fiscal. La ora actuală este un sistem care nu a mai făcut angajări. Avem personal puțin, nu putem să ne ducem sarcinile la bun sfârșit. Sunt mulți oameni care lucrează pentru doi în sistem și totuși încercăm să ducem mai departe activitatea asta. Spunea ministrul finanțelor ceva mai devreme că salariile bugetarilor nu vor ajunge la timp în această lună. Există acest risc? Ce informații aveți dumneavoastră? Nu știu despre treaba asta. Ce a declarat ministrul și asume salariile bugetarilor. Tocmai din cauza acestor proteste în desfășurare. Eu nu pot să comentez lucrul ăsta, nu am o statistică lucrul ăsta asupra acestui aspect. Dacă domnul ministru are o statistică asupra aspectelor pe care le spuneți dumneavoastră, înseamnă că trebuie să-și asumeți în succes. Și care este situația protestelor în țară? Unde se desfășoară ele acum și la ce să ne așteptăm în următoarele zile? Avem în jur de 18.000 de salariați care protestează la ora actuală la nivel național în toate județele și au exprimat nemulțumirea față de politicile guvernului referitor la salarii, referitor la locurile de muncă și toate celelalte, plus criza asta profundă de recunoaștere a activității și importanței activității finanțelor în țara noastră.